Bună ziua tuturor, sunt Arotela. În sfârșit vin și eu okay. cu etalările pentru 2020, etalările colective, generale. De asta dată alege setul de cărți, unul din ele, înainte de a începe etalările și de a vă alege, de a vă lăsa. Um, de a nu vă lăsa influențați în totalitate de ce auziți în stânga și în dreapta și de a vă hotărâ să manifestați ceea ce vreți prin alegerile pe care le faceți. Înainte de asta vreau să vă aduc aminte că este foarte important și într-un fel e bine că aveți la dispoziție mai multe etalări, mai mulți colegi care se ocupă de tarot, alegeți de la fiecare ce mesaj vă placeți, aveți șansa. În acest moment, la sfârșit de an, la început de an, să vă creați viitorul, viața, anul pe care îl vreți voi. Ce vă place aici? Alegeți, însă, de cărți 1, 2, 3 și 4, da? Ce vă place, chiar vă sfătuiesc, e o idee care mi-a venit aseară, în timp ce mă gândeam că da, e timpul să fac etalele pe 2020. Puteți să vă luați un carnetel și să vă notați la fiecare etalare aceasta cele pe care le voi face pe Zodii, cele pe care le-ați auzit deja, că sunt convinsă că ați ascultat în stânga și dreapta predicțiile pentru 2020. Alegeți, dragii mei, ce vreți să manifestați. Nu vă lăsați influențați de cei care au această, să zic, duritate în exprimare și dau predicții sau verdicte într-un mod poate prea dur. Avem posibilitatea să creem, să co-creem, să colaborăm Împreună cu Universul, aveți posibilitatea să manifestați ceea ce vreți. Depinde de voi. Da? Deci, alegeți-vă un set de cărți. 1, 2, 3 și 4. Eventual, puneți pauză și apoi ascultați, în funcție de ce ați ales. Eu o să încep cu primul set de cărți. O să le dau pe celelalte 3 la o parte ca să am loc. Da? Sper să nu, mai, să nu uit ordinea. Da? Asta ar fi 4, asta 3 și asta 2. Ok. 1, 2, 3 și 4. O să iau câte o carte. Am amestecat setul de cărți acesta. Și am reținut din ce a sărit. Are, am reținut șapte de băte și șase de monede. Probabil că unul din uh, light motivurile eu știu, mai, light motivul anului care vine, 2020, va fi lupta pentru a vă menține într-o poziție, pentru a vă menține niște bariere foarte sănătoase. E bine să avem barierele noastre în anumite relații, șase de monede, da? Eventual lupta ca să mențineți o relație echilibrată sau o viață armonioasă ce înseamnă asta, nu doar emoțional și pasional și material, da? Acum o să mai amestec o dată. O să tai cărțile și o să aleg câte o carte pentru fiecare lună. 2020. Primul set de cărți. Ia să vedem. Deci, ianuarie, februarie, martie, Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Okay, okay. Apropo, apropo, eu mi-am propus să manifest anumite lucruri. A, le data viitoare. De exemplu, eu mi-am mi propus să manifest Parisul. Mi-am luat ceașcă cu turnul Eiffel. Manifestați, dragii mei, ce vreți voi. Alegeți-vă ce vă place. Din toate aceste predicții, puteți, repet, de câte ori pot. Wow! Wow! Super! Intens începeți! Mai! Wow! Deja am palpitații. <laughs> Uai, ai, uai, dragii mei! Este foarte curioasă cum se așează cărțile până la sfârșitul anului. Este un an intens pentru toți. Nu credeți că scapă cineva. Intens, provocator și am modul cel mai delicat. Wow, dar ce cărți aveți! Ia, 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 ia. E bine, e bine. Mm. Ok, Începeți anul într-un mod. Wow. Eu o să citesc cărțile. La modul general. Repet. Fiecare carte reprezintă energia generală a lunii. Repet, cum am spus și mai devreme. Puteți să combinați mesajele pe care le primiți la zodia voastră, pe care le-ați mai auzit la diferite etalări, da? Și să manifestați ce este mai bun. Ianuarie. Wow. Începe cu moartea. Ce înseamnă moarte? Nu vă speriați. Murim de nu știu câte ori în viață. În viața asta. Și reînviem de nu știu câte ori. Cu cât mai des, cu atât mai bine. Pentru că ne transformăm. Carta aceasta înseamnă transformare. Ia să pun și un pic de lumină, da? Transformare radicală. Probabil, voi cei care ați ales, este foarte probabil să fi început o, o lucrare spirituală de ceva timp, de intrați în acest an cu această carte. Este cartea scorpionul, într-adevăr. Transformările pot să vină pe multe planuri. Fiind vorba de scorpion, poate să țină de finanțe, poate să țină de sexualitate și, evident, de transformarea voastră spirituală, pentru că se vede că ați căutat și. Vă apropiați de ceea ce ați căutat. Eu așa simt. Oricum, ianuarie este luna transformărilor. Probabil că renunțați la multe relații care nu v-au prit, la multe situații care nu v-au crescut, care nu v-au creat sănătate, da? Au fost toxice, renunțați. Renașteți. Hoai. Nu pot să stau foarte mult pentru că trebuie să le fac și pe celelalte. E o carte generală, da? În februarie, am zis, e o transformare spirituală. În februarie aveți, unii dintre voi este cartea care reprezintă semnul taurului, așa. Dar reprezintă marele preot. Poate în această transformare prin care treceți în ianuarie, unii dintre voi financiar, emoțional, sexual, de orice natură spiritual, vă apropiați mai mult de latura voastră spirituală. Poate vă întâlniți, unii dintre voi, depinde ce alegeți să manifestați. Un preot, un consilier, nu e obligatoriu să fie preot. Eventual, pentru cei care într-adevăr ați lucrat, începe să manifestați voi această poziție. De ghiz spiritual pentru alții, tocmai pentru că ați renăscut. Repet, variază de la unii la alții, depinde de voi cât v-ați făcut temere în această direcție. Poate să fie un angajament, poate să fie un contract la locul de muncă, poate să fie o căsătorie care se manifestă într-un fel sau altul. Nu avem decât o carte. Nu pot spune nici că vă căsătoriți, nici că vă despărțiți. Este un contract. Un contract spiritual este un contract care s-a legat și pe pământ și în cer. Este marele preot. Și cineva are aceste chei Se le desfacă și în cer și în pământ. Dar, eventual, manifestați ceva legat de acest contract într-un mod spiritual sau legat de spiritualitatea voastră, de creșterea voastră, de autoritatea voastră la locul de muncă. Ianuarie, februarie, martie. În martie, v-am zis că nu creez scenariu, vă citesc cărțile, depinde de voi ce vreți să creați în aceste mesaje. În martie. Ori aveți de face cu un copil în semnul berbecului al săgetătorului sau al leului, unii dintre voi unii dintre voi comunicați, începeți o comunicare, începeți un proiect, pentru că vă, văd mai multe băte în următoarele luni, începeți un proiect creativ, inovativ. Valetul de băte e unul dintre cele mai creative, ce, cel mai, cei mai creativi mesageri. Ca și valetul de cupe, dar e mai poetic. Este o carte foarte originală, pasională, nu prea are răbdare să-și așeze resursele ca valetul de, de, de monede. Deci, fiți atenți, totuși, dacă e vorba de un proiect, să vă pregătiți, eu știu tot ce aveți nevoie ca să-l duceți mai departe. Pentru că, dacă începeți în martie acest proiect, sau comunicare sau relație pasională, să nu uităm și acest potențial, da, relație pasională cu cineva, eventual mai tânăr sau voi sunteți mai tineri decât ei, da, v-am zis sunt mai multe variante, vă alegeți ce vreți. În luna următoare, da, în an aprilie, aveți victorie în acest sens. Repet, dacă e un contract, da, vă, eu așa simt deocamdată, de am zis, nu vreau să fac scenarii. Puteți să fiți în, în, ianuarie în poziția în care renunțați la un job, la o colaborare, la ceva vechi. Începeți un contract nou, începeți proiectul și aveți victorie în următoarea lună, în aprilie. Da? Eventual în următoarea aveți de luptă cu concurența, aveți niște strategii de făcut, dar ajungeți la regele de monede, de cupe, wow, la stea, la, la tot ce e mai bine. Tot ce e mai bun. Dar am zis că nu, nu creez scenarii. În luna următoare, în aprilie, aveți victorie. Iar semn de băte. Iar berbec, săgetător sau leu. Dar trecând peste semnele acestea, asta numai dacă vreți voi să manifestați sau aveți pe cineva în preajmă și știți că e posibil să întâlniți sau să colaborați cu ei. Dar este o victorie. Și vă veți simți foarte bine. Lumea vă va admira. Doar să nu uitați de unde ați plecat. Pentru că uneori șase de bute tinde să devină un pic cam egoist, un pic cam înfumurat. Mare grijă. Poate aveți de-a face, veți întâlni un asemenea om. Rămâne de văzut. Dar dacă e vorba de o situație, e o situație în care veți ieși victorioși. Dar, repet, nu uitați de unde ați plecat. Da. Șase de bute. Ce urmează mai? Mai, 5 și luna 5. -a. Da, e drăguț. 5 și 5. Iar cinci de vote, dar conflicte. Conflicte cu concurența, ca să vă mențineți această victorie. Conflicte cu, conflicte cu voi. Probabil, unii dintre voi săltați prea repede de la începutul acestui proiect la victorie. Repet, poate să fie și relație. Și aveți conflicte interioare. Nu știți cum să vă bucurați de această stare. Cât o să dureze, cum să o mențineți, cum să o duceți mai departe. Cinci de băte reprezintă și conflicte interioare, reprezintă și conflicte cu vecinii, cu familia, bârfe. Da, știu, sunt băte, nu sunt spade, dar știți cum, cum e. Un cuvânt poate să genereze multe efecte în viața unora. Cinci este o energie care este un număr care vorbește despre. Am formulat greșit. Este un număr foarte creativ, dar conflictual și cheamă la schimbare, la echilibru, la șase, da? Trebuie să ieșiți din starea asta. Repet, probabil pentru că v-ați transformați niște cărți foarte intense, posibil să trebuiască să dați explicația acasă, eu știu, la locul de muncă, să simțiți cum. Ei din jur încearcă să vă creeze probleme. Ei, și în contextul ăsta apare șapte de spade. Evident că poate să fie un semn de aer, dar nu vorbim despre ce semn ar putea să fie asta numai dacă vreți voi. Poate să fie cineva în acest context, că e locul de muncă, contract, da? Da? Că e o relație pasională, în care trebuie să luptați cu bârfele pentru această victorie pe care începeți să o aveți, da? Variază de la unii la alții. Poate să fie cineva în preajmă care vă minte și să-l descoperiți, să o descoperiți pe acea persoană. Nu e obligatoriu să fie semn de aer, evident, dar această carte reprezintă uh, semnul gemenilor al balanței sau al vărsătorului. Asta pentru că este o carte a mentalului, da? Dar există și o variantă bună de aia, v-am zis, de câte ori poți, vă aduc aminte. Manifestați ce este bun într -o, în orice carte. O carte. Această carte reprezintă strategii mentale. Cum să vă mențineți în această victorie și eventual să-i puneți la pământ pe, eu știu, concurenții voștri, pe invidioși, pe cei care vă stau în drum. Poate să fie chiar și familia, da? Că avem totuși o chestie legată de familie. Și o transformare totală. Sper că nu v zăpăciți și țineți firul, da? Strategii mentale. Repet, poate să fie și cineva care vă minte. Poate să fie nevoia voastră de a fugi în acest context. Poate nu sunteți obișnuiți unii dintre voi. Posibil, pentru că e o etalare colectivă da? și foarte generală pe luni. Să simțiți nevoia să evadați în aceste conflicte, în aceste bătălii pentru putere, pentru reușită. Nu, putere. Reușită. Și dacă vă faceți, eu știu, strategia corectă, ajungeți, într-un fel sau altul, să manifestați regele de monede. În ce? În luna iulie. Evident că poate să fie acest rege de monede și a cineva, ori o persoană în semnul taurului, sau un semn de pământ fecioară, sau capricorn. Și chiar dacă nu este persoana care este reprezentată de această zodie, este o persoană matură peste 45-50 de ani, autoritară, nu în sensul dur al cuvântului, care are multe reușite, care are stabilitate financiară, e posibil să vă ajute. Da? În cazul în care nu sunteți voi care manifestați această poziție, da? în cazul în care ați început în februarie un contract, v-ați transformat, viața ați renunțat la un job, la ceva ce nu v-a plăcut, nu v-a adus beneficii, ați început un contract, un proiect la 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 victorie, dar ajungeți unii dintre voi cu răbdare, cu conflicte, cu lupte să manifestați această poziție de stabilitate financiară, autoritate la locul de muncă și oamenii să vină să se consulte cu voi, da? iar poziție de consultare dacă nu sunteți voi, dacă sunteți mai, mai la început, mai tinerei, mai uh, nepricepuți, poate să fie o persoană care vă ajută. În general, regele de monede ajută, e stabil, sfaturile sale sunt înțelepte, sunt apreciate. Evident, sfaturi legate de stabilitatea financiară, cum să faceți bani, cum să câștigați în acest proiect. Cum să vă echilibrați viața, cum să, să fiți angajați, să fiți în sensul de. cum să rămâneți stabili în deciziile pe care le-ați luat. E o carte foarte frumoasă. Luna următoare, ce este? Iulie, august, regele de cupe. Posibil pentru unii să fie un semn de apă. Pești, rac, scorpion. Dacă nu e semn de apă, este o starea voastră. Reușiți în momentul în care vă echilibrați financiar, reușiți să vă echilibrați și emoțional. Pentru unii este foarte necesară această stabilitate fizică pentru a avea stabilitate emoțională. Asta e. Așa sunt unii. Ați reușit să se echilibreze emoțional în orice context. Și e mare lucru. Regele de Cupe. Regele de Cupe are multe emoții, are o mare dragoste pentru cineva. Ori voi începe să manifestați, să simțiți această dragoste pentru cineva, ori cineva vine în preajmă. Sau pur și simplu simțiți că sunteți pregătiți să oferiți o parte din experiența voastră emoțională. Regele de cupe reprezintă o mare dragoste și o dragoste adevărată, chiar dacă nu este arătată sau este foarte puțin împărtășită, exprimată, dar există. În luna următoare, în septembrie, toate dorințele cele mai vechi vi se împlinesc. Steaua poate să fie vindecare în cazul în care, într-adevăr, treceți prin niște situații. Regele de cupe poate să vorbească și despre vindecare, da? Dar steaua, trecând peste faptul că reprezintă semnul vărsătorului, poate să reprezinte o persoană publică sau care este în... Aveți aici semn, da? Situație publică. Ori ajungeți voi într-o situație în care sunteți apreciați de public. Ori vă întâlniți cu cineva care este în, eu știu... Are o activitate publică și este foarte apreciat, apreciată. Așa, și această persoană vă poate echilibra, am vorbit de echilibru emoțional, vă poate vindeca emoțional. Repet, dacă nu persoană, sunteți voi. Da? Manifestați acest echilibru și vindecare emoțional. Simțiți că vi se împlinesc dorințele cele mai vechi. Printr-o întâlnire, printr-o situație, repet, de cât ori pot, variază de la unii la alții. Ei, și în, în ce, octombrie, octombrie, Începeți să puneți bazele unei relații de lungă durată, eventual, eu știu, cu persoanele pe care l ați întâlnit în ultima vreme, voi știți. Cavalerul de bâte este o persoană stabilă, oferă o relație stabilă sau oferă un proiect, poate începe, poate după ce vă consiliază regele de modele, începeți un proiect, da? Stabil. În care veți ști cum să faceți față concurenței, tocmai pentru că veți fi mai precauți. Da? Dacă nu-i proiect, poate să fie o relație care merge încet, dar sigur, sigur către nouă de cupe, către fericire. Poate să fie semn de pământ pentru unii, fecioară, taur sau capricorn. Dacă nu-i semn de pământ, repet, începe să faci, faceți pași mici și siguri către într-o direcție care vă va aduce sau vă va menține această postură de rege de monede sau vă va aduce mai aproape de postura aceasta. Repet, dacă nu sunteți voi, poate sunteți sfătuiți. Vă învață cineva cum să ajungeți acolo. În noiembrie veți experimenta sau vă veți întâlni cu un semn de apă trist, trist, Poate vor fi niște chestiuni astrale care vă vor readuce în starea aceasta de regrete, de supărare. Am văzut -o câte o carte pentru fiecare lună. Poate e similar și cu cartea Scorpionului, oarecum. Vă veți aduce aminte că așa se întâmplă, da, și mulțumesc de inspirație. Spre sfârșitul anului, noiembrie, decembrie, începe să ne gândim cum am început noi anul, prin câte am trecut noi de-a lungul timpului și s-ar putea unii dintre voi să intrați într-o stare de melancolie, de regrete, iaca, că de ce nu am putut să mă bucur de acest suflet pereche, de această relație, de a relație, un început într-o direcție. Poate să fie o relație, da? Aveți doi regi. Așa. De ce n-am putut să mă bucur de anumite lucruri până acum și a trebuit să experimentez tristeți, regrete, pierderi, la la la? Da? E posibil să fie doar o stare emoțională trecătoare gândindu-vă la un trecut pentru că ați trecut prin foarte multe. E doar o stare peste care treceți. E noiembrie, scorpion, cine știe ce luni pline, luni noi, ce aspecte planetare vor fi atunci și vă vor atinge sufletul într-un mod mai special. Dar, nu no problem, pentru că decembrie vine cu nouă de cupe, iar cartea E similară cu steaua, împlinirea dorințelor. În momentul în care lăsați totuși trecutul, îl lăsați, probabil faceți ultimile eliberări, ultimile liberări, vă apropiați de acest suflet pereche și, și vă veți simți foarte fericiți. Eu zic că o să sfârșiți anul într-o stare de, de mare bucurie, de confort emoțional, de satisfacție, chiar va fi fain poate, poate veți merge la niște petreceri, veți bea mai mult, dar nu contează atât timp cât sunteți fericiți. La capătul setului de cărți apare Regina de Monede. Unii dintre voi vă veți întâlni cu perechea voastră în acest an. Regele și Regina de Monede. Nu e obligatoriu să fie semn de pământ, deși aici arată capricorn, poate să fie și fecioară și taur, dar nu e obligatoriu. Pur și simplu o persoană stabilă, creativă, da? Perechea voastră Perfect. Aveți și rețele de cupă, aveți și stea, o să fie fain pentru voi. Vă pup și scrieți -mi. Am revenit cu setul de cărți numărul 2. Parcă. Hmm? Parcă așa fuse. Dacă nu vedeți, vedeți, parcă așa le-am pus. Numărul 2, urmează 3 și 4. Mai amestec o dată pentru voi. Repet, dor, puteți să manifestați ce vreți, alegeți cărțile care vă plac, dacă e o carte care nu vă place într-o anumită lună, înlocuiți-o cu alta pe care o găsiți la Zodia voastră sau la alt cititor în tarot. Sunteți! Ia uite, am și cafea. Am cafea. Ce ar putea să însemne? Mică neatenție. Sunteți manifestorii vieții voastre. Deci, amestecăm încă o dată. 2020, setul de cărți numărul 2. Ok. 2020. Ia să vedem. Câte o carte pentru fiecare lună. Ianuarie. Februarie. Martie. Aprilie. Mai. Iunie. Iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Hmm. Hmm, 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 hmm. Aveți să faceți o situație la un drum, la un moment dat. Dar aveți speranțe. Oh! Oh, ce frumos, mai mai începeți, îndrăgostiți, dragii mei, și ce îmi sunteți dragi. Îmi plac îndrăgostiții la nebunie. Nu, cartea musa. <laughs> îmi plac oamenii care sunt îndrăgostiți. Îmi plac pentru că le simt așa în privire, în gesturi, emoția. Chiar dacă nu sunt îndrăgostiți de tine, vibrează ceva, fain. Ce drăguț. Ce drăguț. Hm. V-am zis? Dacă nu repet, încerc să nu creez scenarii, să citesc cărțile pentru fiecare lună, pentru că vor fi mult mai multe cărți la fiecare etalare, evident. Să nu uităm că etalare colectivă. Ah, da, da, da. Oh. Uh. Dragii mei, în ianuarie, unii dintre voi începeți în e clar. Ori vă întâlniți cu, eu știu, sufletul vostru pereche. Sau, pur și simplu, bine, cam majoritatea suntem suflete perechi, dar unii suntem suflete karmice, darmice, flăcări gemene și așa mai departe. Flăcările gemene sunt mai rare, nu vă iluzionați în poveștile asta prea mult. Dar trec peste asta. Îndrăgostiți reprezintă o mare atracție pentru cineva. Simțiți o mare atracție pentru cineva. Nu este obligatoriu să fie gemeni, evident. Doar pentru că avem numărul 6 nu înseamnă că e iunie și că e persoană să nu gemenilor. Poate 6 să vă spună ceva, 6, 6 ianuarie, Sfântul Ion, e Ioana, Ionel, Ionela, cum vreți voi. Dar poate de Sfântul Ion să vă întâlniți, să vă îmbrățișați acest suflet, această pereche, în față de care simțiți o mare, mare atracție. Cred că domnii o vor lua pe sus, o vor fura, o vor îmbrățișa și o vor învârti până amețește. E o poveste de dragoste care începe în forță în acest an. Probabil că v-ați întâlnit, ați comunicat în anul care tocmai trece, da? Voi știți. Eventual, puteți să aveți de făcut o alegere foarte importantă în dragoste. Dar trecând peste dragoste, poate să fie și o alegere importantă în viața voastră. Dar eu cred că e vorba de dragoste. În februarie aveți șase de monede. Șase de monede vorbește despre echilibru în relații. Trebuie să vă echilibrați după atâta nebunie, atracție, Puh. îmbrățișări, sărutări, învârteri, emoții, interesant, ori fi zicând unii că e semnul gemenilor, dar eu zic că, că e semn de apă, emoții că aveți și delfinaș aici. A. Poate ceva legat de semnul berbecului mm, pentru unii dintre voi. În februarie simțiți nevoia să vă echilibrați viața. Poate pentru că simt că e o relație la distanță pentru unii dintre voi, simțiți nevoia să vă echilibrați financiar. Văd aici doi cavaleri. Cavalerii vin și pleacă. Probabil trebuie să cheltuiți cu aceste drumuri. Sau pur și simplu. Dacă nu are legătură nici cu una, nici cu alta, simțiți nevoia să vă echilibrați financiar. În relațiile de familie, în, relațiile cu această, în relația cu această persoană, variază de la unii la alții. E o carte, pentru o lună, doar atât. Evident, că poate să fie semn de pământ pentru unii taur uh, fecioară sau uh, de berbec, unii aveți să face cu berbec. Uh, tauri, fecioară sau capricorn. Dar. Uh, da, cred că în această relație unii dintre voi începe să simțiți că primiți și oferiți în același timp. E un echilibru între ofertă și... Da, e o relație de respect mutual, de susținere reciprocă. E o relație echilibrată, Chiar dacă nu are legătură cu, cu banii, simțiți că vi se echilibrează viața într-un fel. În fine. În martie, Cavalerul de Cupe. Cavalerul de Cupe. Cavalerul de Cupe este o energie foarte poetică, foarte emoțională. Este un cavaler. Ori voi, ori ei, oricineva în viața voastră vine cu o ofertă de dragoste. Sau cu o ofertă faină, dacă nu are legătură cu dragostea și are legătură cu, cu banii, e o ofertă faină de colaborare, de bine, da? Dar să nu uităm că și cavalerii vin și pleacă. Depinde de voi cum veți menține această ofertă și cum, o veți, cum vă veți bucura de ea. Cavalerul de cupe, pești-rac, scorpion? Sau dorința voastră de a vă exprima. Cavalerul de cupe simte, simte că s vorba de e vorba de cupe, simte nevoia să se exprime. Și nu se exprimă oricum, se exprimă într-un mod sentimental, poetic. E un pic idealist, dar asta îi oferă un șarm aparte. În aprilie. Ori voi, ori ei, Întâmpinați acest cavaler de cupe, această ofertă emoțională, o întâmpinați cu bucurie. Iar văd monede și apă. Poate unii dintre voi sunteți între semn de pământ și, și semn de apă sau exprimați aceste elemente, emoții și stabilitate financiară. Primiți în aprilie această ofertă emoțională, o primiți dar începe să puneți bazele unei relații de lungă durată, că asta face cavalerul de monede. Este stabil. Poate o primiți un pic mai precaut. Sau poate vă gândiți, ok, avem emoții, ne iubim, ne echilibrăm unul pe celălalt, dar cum putem să ducem mai departe această stare emoțională, acest, eu știu, această ofertă poate să fie și la locul de muncă? Cum putem să o punem în practică? Cum putem să creștem împreună? Da? Sunteți un pic mai precauți, mai înceți în abordarea unor situații, poate să fie și la locul de muncă, vorbind de monede, da? dacă nu are legătură cu dragoste. Dar sunteți mai precauți, dar preca stilul ăsta pământean vă ajută să vă creați ceva de lungă durată. În mai, în mai, mult foc, multă pasiune, regina de băte. Poate să fie un semn de foc care vă influențează, că mai văd următoarea uh, lună iar valetul de, de băte. Eu cred, trecând peste faptul că ar putea să fie un semn de foc pentru unii și pentru alții, o femeie mai mult sau mai puțin, poate să fie și un bărbat care manifestă această energie feminină. Regina de băte este o persoană foarte seducătoare, pasională, și care atrage atenția. Puteți să fiți voi. Nu știu ce zodie sunteți. E, alege setul de cărți, da? Nu știu ce zodie sunteți. Puteți fi voi. Poate aveți planete care în zodia taului se activează și vă fac mai pasional. Poate cineva intră în viața voastră. Variază de la unii la alții. Veți ști să-mi povestiți de-a lungul anului, eventual. E o carte frumoasă. Depinde de voi dacă vreți să manifestați partea frumoasă, a, partea pozitivă a cărții. Regina de băte e o persoană creativă. Poate începeți un proiect. Poate vă gândiți, pentru că următoarea lună aveți valetul de băte, care și valetul este o energie foarte creativă. Posibil simțiți un foc creativ în voi și vă gândiți, posibil v-ați gândit cu o lună înainte, cum să puneți bazele unei situații de lungă durată, afaceri, proiect sau relație. Oricum, aveți idei. Simt că această regină de băte este o energie care vă aduce multe idei creative. Și în afară de idei, aveți pasiune să vă luptați și să puneți în practică tot la ce v-ați gândit în ultimile luni. Da? În aprilie, eventual. În aprilie, în martie. În iunie, începeți valetul de băte să comunicați eventual cu acest semn de foc, mai mult sau mai puțin. Să începeți o comunicare pasională cu cineva, poate cu acest semn de pământ, de apă, variază, da? E o ofertă, e o dragoste aici. Dar Poate nu se manifestă în viața voastră sentimentală acest vale de bute. E foarte posibil. Poate sunteți într-o relație de familie și nu începeți mult ai, eu știu ce, alte chestii, da? Poate să fie un copil în semn de foc. Poate să fie un mesaj um, creativ care vă ajută să puneți în practică ideile despre care am vorbit mai devreme. Este o energie cardinală care inițiază primii pași într-o direcție. Dacă în aprilie poate a stat și v-ați făcut contabilitatea, v-ați analizat pașii într-un proiect, în mai ați, eu știu, veți, veți primi niște chestii creative, niște idei. Ei, probabil că în iunie începe și demarați acest proiect, Creativ, inovativ, relație pasională. Începeți. E un început. Valetul de bute. În iulie. În iulie lăsați ceva în urmă. 8 de cupe. Posibil conectându-vă la această energie și pământeană, și emoțională, și pasională. Să vă doriți... Să lăsați niște situații neplăcute în urmă. Opt cupe. Variază de la unii la alții. Ori lăsați voi ceva ce nu v-a or Ori vine cineva, se întoarce cineva în viața voastră. O persoană care, într-un fel sau altul, va a afectat emoțional. Probabil că n-ați avut o, o, po o poveste pozitivă. Sau n-ați putut să mergeți mai departe în relație cu ei și în luna iulie se întoarce în viața voastră. Este foarte, foarte posibil să fie și întoarcerea cuiva, nu doar plecarea voastră din viața unora și altora. Dar mie îmi place să văd o transformare emoțională. Lăsați în urmă ce nu v bucurat, ce v-a întristat. Poate manifestați ceva la lună plină, în iulie. Variază de la unii la alții dar sunteți hotărât să mergeți către nouă de cupe către împlinirea voastră emoțională. Iulie-August. Regele de monede, regele de monede. Dacă ați început un proiect, începe să simțiți stabilitate. Poate cineva să vă ajute. Regele de monede poate să ofere și ajutor financiar. Poate să ofere consultanță financiară. Posibil, de la unii la alții variază. Să vă întâlniți cu o persoană foarte înțeleaptă. Poate este tatăl vostru care vă ajută într-o direcție. Cu sfaturi înțelepte, cu bani. Este imaginea tatălui sau al soțului. Este o imagine responsabilă, este o, o carte a responsabilității, cel puțin financiare, a stabilității financiare. Eventual vă găsiți voi stabilitatea sau cineva vă ajută, vă, vă sfătuiește cum să vă găsiți această stabilitate. Eu cred că e vorba de o consultanță la un moment dat, pentru că veți fi iar puși în poziția să alegeți între două direcții. Probabil că vă veți face în iulie o pregătire emoțională, vă detașați de un trecut, vă consultați cu cineva cum să manifestați stabilitate și echilibru în viața voastră și la un moment dat va trebui să alegeți între două situații, da? poate între două persoane. Aveți doi cavaleri. Aveți regina și valetul de bute. Variază, repet, aveți îndrăgostiții, Variază de la unii la alții. Dar în septembrie va trebui să alegeți. Și va fi o alegere importantă. Și să alegeți. da, e importantă această carte a detașărilor emoționale. Ce vă place să faceți. Da? Ce vă Ce vă face să vă simțiți vii? că proiect, că relație, sunt oameni care stau în relații care sunt absolut plictisitoare. Doar de dragul stabilității. Alegeți, e vorba de bâte, de pasiune, alegeți situația, persoana, jobul, eu știu, pe care îl puteți face cu pasiune. Și, dacă alegeți bine, începeți iar Repet, poate să fie relație, poate să fie la locul de muncă, cu pași mici și siguri. Un proiect, o relație, care va aduce către stabilitate. Posibil unii dintre voi veți primi un dar. Valetul de monede reprezintă și un dar, un dar de bani în proiectul pe care vreți să-l faceți. Sau în relația pe care o aveți, variază de la unii la alții posibil începe să studiază ceva, pentru că valetul de monede studiază, dar studiază profund, ca și cavalerul de monede. Foarte precaut genul de, de student care își subliniază, își face schițe, nu ca valetul de, de spade, care stă, caută pe Google, caută niște informații, pac, pac, le-am prins, le-am înțeles, le, le prezint la la oră sau eu știu la ce curs fac. Nu, e un, un student foarte... Atent. Poate studiați ceva. Alegeți o cale și vreți să studiați cum să ajungeți la ce? La echilibru. La echilibru. În noiembrie aveți justiția. Că e vorba de proiect, că e vorba de relație. E o chestie care ține de echilibru în primul rând. Am vorbit de echilibru și în februarie, da? E o chestie care ține de justiția. Oficializarea unei situații, dacă e o relație, s-ar putea să mergeți mai departe, unii dintre voi, da? Să semnați un contract. Justiția. Poate unii dintre voi veți avea de-a face cu un avocat, o avocată, sau niște chestiuni în tribunal. Repet, 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 variază de la unii la alții. Justiția. Dacă nu și nu și nu, pur și simplu vi se echilibrează viața. Într-un mod divin, o arcană majoră. Divinitatea vă echilibrează viața într-un mod special. Și în decembrie, șapte de cupe. Bucurii, opțiuni, prieteni, situații. Poate o să fiți mai visători. Poate veți vedea câte opțiuni puteți să aveți. Câte opțiuni puteți să aveți, eventual, după ce lăsați în urmă niște chestii care nu vă au prit. După ce alegeți corect ceea ce trebuie să alegeți, da. după ce vi se face justiție în viață, veți vedea câte opțiuni aveți. Veți vedea viața mai frumoasă, mai roz. Veți fi mai creativi. Sau pur și simplu e o persoană în semnul peștilor, aracului sau scorpionului sau orice alt semn care vă va aduce o stare de visare, de. simțiți nevoia să să vă găsiți un ideal. Așa simt această carte. În decembrie, printre toate opțiunile pe care le aveți, va trebui să alegeți cea care este cea mai aproape de idealul vostru. Da? Cam asta este etalarea pentru decembrie, pentru setul de cărți numărul 2. Următoarea.